Iată deci că după 10 ani, echipele de fotbal ale României și Angliei sunt din nou față în față. Să le urăm oaspeților după datină bun venit. Inventatorii ai fotbalului, englezii au ținut totdeauna sus standardul acestui sport, câștigând astfel stima și respectul tuturor. Să le urăm tricolorilor noștri mult succes, făcându-ne purtătorii de cuvânt ai zecilor de mii de spectatori ce vor striga azi din toate puterile Hai România! Iordache, Negrilă, Munteanu, Sameș, Ștefănescu, Beldeanu, Crișan, Iordănescu, Cămătaru, Țicleanu și Marcel Răducanu. Ne mai despart câteva secunde de lovitura de începere a acestei importante partide din grupa a patra europeană a preliminarilor campionatului mondial. În tribunele stadionului 23 august sunt peste 80.000 de spectatori. N-am mai văzut de mult acest stadion arhiplin ca astăzi. Prima lovitură liberă acordată echipei noastre ca urmare a unui faul comis asupra lui Iordănescu. Cămătaru, în luptă cu doi adversari, reușește să scape și... continuă să lupte, centrează! Prima fază spectaculoasă la poarta echipei engleze în minutul 4. Echipa noastră are inițiativa, englezii se apără cu multă prudență, supranumeric, închizând culoarele și încercând să trimită mingi vârfurilor de contraatac. Cămătaru la marginea careului. Din urmă Iordănescu pasă cu Țicleanu și lovitură liberă pentru echipa noastră de la 22 de metri. Minutul 10, zid englez din 5 apărători, trage Iordănescu și prinde Clemens bine plasat. Iordănescu, Cămătaru. Foarte bun jocul lui Cămătaru până acum, din nou pătrundere impetuoasă lui Cămătaru. Tony Utkop, fotbalist celebru în Anglia și de curând și în Republica Federală Germania. Vârf de atac pătrunzător, autor al unor lovituri cu capul de temut. Iordănescu reușește să dea. Iordănescu la marginea careului, al doilea în fața lui Watson și lovitură liberă de la exact 16 metri în favoarea echipei noastre. Iată că prin tehnică apărătorii adverși pot fi dezechilibrați și forțați să faulteze, așa cum a reușit Iordănescu în faza anterioară. Se spune de altfel că tehnica individuală a înaintașilor români este superioară celei a apărătorilor englezi. Să vedem dacă acest presupus avantaj va putea fi valorificat. Se pare că tot Iordănescu execută această lovitură liberă. Zidul englezilor este parcă o stană de piatră, trage Răducanu. Rix. Intrare periculoasă, Iordache scapă și repinde. Cămătaru. Răducanu. Două dribluri reușite și un faul comis de fundașul Nil, căruia Răducanu îi face astăzi multe clipe grele. Respins însă de Robson, Negrilă, centrare cu efect, din nou Negrilă, Crișan, nu știu ce șanse au aceste centrări înalte, totuși trebuie să încercate. Țicleanu, Crișan, Beldeanu, Răducanu, dribling, șut! Și patru, România deschide scorul prin golul marcat de Marcel Răducanu. Gol în România, minutul
și 4. Bravo, băieți! Executat repede Negrilă până la Crișan. Avantaj Țicleanu! Capătaru ratează de la 11 metri! Iordănescu. Rămân la părerea că el este cheia întregului nostru joc ofensiv. Centrează Munteanu. Au sărit Cămătaru și Watson. Balonul ajunge la Țicleanu. Din urmă vine Negrilă. În acest moment, fluier de sfârșit al primei reprize, România-Anglia 1-0, prin golul marcat de Marcel Răducan în minutul 34. Pe banca de rezerve a echipei engleze, conducătorul tehnic al acestei formații, Ron Greenwood. Iată-l pe Valentin Stănescu, avându-l în stânga sa pe Victor Stănculescu și alături pe medicul echipei noastre, doctorul Dumitru Tomescu. Woodcock pe aripa dreaptă, McDermott găsit liber la marginea careului, Bert sunt offside mare. Canu. Publicul a sezizat jocul de așteptare al echipei noastre și probabil că datorită microfoanelor de fond aflate astăzi sub supravegherea lui Mircea Filofi și Marian Apostol, auziți încurajările luptă, luptă România. Cămătaru în acțiune individuală. Iordănescu lasă balonul să treacă până la Marcel Răducanu, care trage de la distanță. Ștefănescu. Negrilă. Woodcock a reușit o intercepție în fața lui Ștefănescu, Bertus pe contraatac. Woodcock în fața lui Iordache egalează. Crișan. Cămătaru. Crișan. Și minutul 75 al meciului. Cu 15 minute înainte de final, pătrunderea lui Crișan în care o luați peților și faultul lui Sansom sunt urmate de o lovitură de la 11 metri. Cine va executa această lovitură? Crișan își revine cu greu, apare doctorul Dumitru Tomescu. Cred că este momentul cel mai important al partidei. Fiecare sport își are un moment cheie, hotărător și copleșitor sufletește și acesta este momentul psihologic. Misiunea, rolul acesta de a tăia noduri cordiene în clipele hotărătoare se pare că este uneori copleșitor și totdeauna ingrat. Adevărul este că e nevoie în momentele acestea de mare tensiune și de inspirație și de noroc. Iordănescu față în față cu Clemens. Secunde hotărătoare pentru soarta acestei partide. Hai, puiule! Gol! Munteanu în pătrundere. Care pornește din poziție regulamentară. Crișan este în centru.
Marcel Răducanu însă încearcă să-l dibreze pe Watson și nu reușește. Crișan în luptă cu Watson, reușește să treacă de masivul său adversar, dar n-are cui centra. Continuă acțiunea. Foarte frumoasă intenția și în ultimul moment însă arbitrul fluieră depășirea liniei de fund de către Dumitru, care a făcut un efort extraordinar să ajungă mingea trimisă cu păltuiul de Crișan. Răducanu trimite lui Crișan. Rix insistă. Și de acest moment, victorie! România învinge Anglia cu 2-1 pe stadionul 23 august din capitală, acumulând două puncte importante în clasamentul acestei grupe. Echipa României are acum 3 puncte față de 2 ale Angliei și 1 al Norvegiei. Stimați telespectatori, intuind starea dumneavoastră de spirit, încerc totuși să fac un apel la calm, să nu ne amețească această victorie, deși ea ne electrizează pur și simplu, ne creează în acest moment o stare de fericire. Pe stadionul 23 august e o atmosferă de sărbătoare, dar cel care se îmbată de bucurie se spune că o trăiește pe ultima. Cel care se bucură, dar începe să se pregătească pentru următoarea confruntare, acela va mai câștiga. Următorul meci al echipei noastre, la 29 aprilie anul viitor, la Londra, pe stadionul Wembley, supranumit Templul Fotbalului, din nou în compania fotbaliștilor englezi.